Bună tuturor! Avem din nou un alt videoclip interesant. Acest videoclip este despre Herceai și data la care serialul ajunge la final. Serialul fenomen Herceai ajunge la final. Data la care se termină serialul a fost deja anunțată. Herceai, serialul care a fost urmărit cu mare drag de public, se pare că ajunge spre final. În acest clip video voi răspunde la următoarele întrebări: Când se termină serialul Herceai? De ce serialul Herceai ajunge la final? Când va ajunge la final serialul Herceai? Iar spre final voi răspunde la marea întrebare Serialul turcesc Hercai, despre care se spune că este povestea unei iubiri imposibile, născută din răzbunare, ajunge la final. Serialul turcesc care ne arată un cu totul alt mod de viață și o altă mentalitate, ne-a făcut să urmărim povestea de dragoste dintre Reian și Miran. Estul este o chestiune delicată când lupta pentru onoare și răzbunare ia amploare, și din acest motiv a apărut disputa dintre cele două mari familii. Odată cu difuzarea serialului la postul de televiziune Canal de România, cu toții am aflat că serialul relatează povestea iubirii imposibile, născută din răzbunare. Povestea unei iubiri cambasme la care visează frumoasa Reian Shadoglu este cumprins pe un cal alb. Povestea de dragoste dintre Reian și Miran ia amploare în, în mardin provincia cu peisaje mirifice. Urmărind serialul, am văzut că evenimentele și secretele din trecut i-a trecut pe toți prin furtuna răzbunării arzătoare. Când se termină serialul Herceai? Ahmed Tansu tașlar, actorul care îl interpretează pe Azat, o ia Unustusă, actrița care îl interpretează pe Gönül și Serhat Tutumleș, Hazar și-au luat deja rămas bun de la serialul Herceai, în urmă cu câteva săptămâni. În drumul spre final, s-a aflat că Aishe Gülgünay, actrița care o interpretează pe Fusun, își va lua rămas bun de la serial cu un episod înainte de sfârșitul serialului. De ce serialul Herceai ajunge la final? Serialul fenomen, care a avut o rată de vizionare bună în timpul celor două sezoane difuzate în Turcia, nu a putut obține succesul dorit și în sezonul 3. Probabil că mai mulți factori au contribuit la scăderea interesului față de acest serial, dar cel mai probabil, modificarea datei de difuzare în Turcia, cu duminica în loc de vineri, a fost unul dintre motive. Odată cu începerea serialului Keferet, cu talentata și îndrăgita actriță Nurgul Yeşilçay, difuzat pe Fox TV în Turcia, Ratingul serialului a început să scadă dramatic. Iar serialul turcesc Teşkilat, care a început pe postul TRT1, fără dar și poate, a adus sfârșitul serialului. Deoarece serialul Teşkilat a fost lider de audiență duminică în Turcia, în timp ce serialul Hercai a devenit victima ratingurilor. Când va ajunge la final serialul Herceai? Iată răspunsul la întrebarea pe care publicul o așteaptă cu nerăbdare. Data finală a serialului Herceai a fost anunțată deja pe Twitter de Banu Agdenis, producătoarea serialului. Doar trei episoade au mai rămas până la finalul serialului. Hergeai își va lua rămas bun de la fani, odată cu difuzarea episodului 69, mai exact duminică, 25 aprilie. Iată ce a postat producătoarea serialului pe contul ei de socializare. Fani Hergeai, așa cum v-am promis, că veți afla mai întâi de la mine. Din păcate, conform decizei postului de televiziune, Herjai ajunge la final, odată cu difuzarea episodului 69. Vă așteaptă ultimele trei episoade foarte frumoase. Gândindu-mă că nu ne veți lăsa singuri, vă îmbrățișez pe toți cu cele mai profunde sentimente ale mele. Unde se desfășoară filmările din serialul Herceai? Filmările din serial se desfășoară în zona Midiat din provincia Mardin, într-un orășel din sud-estul Turciei și fascinează publicul atât cu istoria și cultura, cât și cu decorurile naturale de o frumusețe aparte locațiile scot în evidență locurile antice și arheologice, atrăgând atenția la conacele lor fabuloase și un stil de viață magnific. Midiat este numit orașul civilizațiilor și acolo se află și magnificul conac în care locuiesc bogătașii lumii. Onacul în care este filmat serialul Herceai atrage atenția prin frumusețea sa unică și este cunoscut și sub numele de Midiat Guest House. Mardinul este unul dintre centrele culturale ale țării. Actorii din serial petrec mult timp în districtul Midiat din provincia Mardin dar filmările în curs sunt filmate din când în când și în alte provincii ale Turciei și una dintre ele este Urfa. Scenele cu superbul pod din serial, de pe care a sărit frumoasa Reian, au fost filmate pe podul Malabadi. Acest videoclip a ajuns la final. Sper că ți-a plăcut și o să revii înapoi să vizionezi și alte clipuri video interesante. Dacă îți plac videoclipurile noastre și îți face plăcere să ne ajuți să creștem, te rog să te abonezi la canalul Cinema Lans pentru a fi la curent cu cele mai recente noutăți. De asemenea, nu uita să atingi clopoțelul de notificare pentru a primi notificările următorului videoclip. Dacă aveți sugestii pentru următoarele clipuri video, spuneți-ne în secțiunea de comentarii ce ați dori să vizionați. Mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare toate cele bune!